Liceul Tehnic Constantin Brâncuș din Petrila și Colegiul Național de Ceval din Deva sunt singurele licee din județ, deocamdată, care participă la concursul național de 3D Printing and Robotics din cadrul campaniei Modelează viitorul, printează-l 3D. Campania națională Modelează viitorul, printează-l 3D se extinde în acest an cu 12 hub-uri 3D printing în licee din diferite localități. Două dintre acestea la Colegiul Național de Cebal din Deva și Liceul Tehnic Constantin Brâncuș din Petrila. Potrivit organizatorilor, proiectul își propune să revoluționeze învățământul liceal, oferind elevilor și profesorilor acces direct la tehnologiile care vor defini industriile viitorului. În cadrul celei de-a șasea ediție a proiectului Meseria și viitorului vor lucra cu imprimanta 3D, se propune o abordare inovatoare pentru formarea profesională a tinerilor din România, concentrându-se pe o educație modernă și orientată către tehnologii avansate, dezvoltarea de competențe practice solide pentru tineri, pregătindu-i pentru provocările și oportunitățile pieței muncii în continuă schimbare. Printarea 3D a deschis calea unei noi revoluții industriale și dă naștere unor noi meserii ce presupun un anumit set de cunoștințe. Prin intermediul campaniei Modelează viitorul, printează-l 3D, profesori și elevi din liceele din Deva și Petrila vor avea oportunitatea să dobândească certificarea de printare 3D, certificare recunoscută internațional.